Fiul meu să știi că în zilele din urmă, precum zice apostolul, vor veni vremuri grele. Și așa, din cauza împuținării bunei cuvințe, în biserică vor apărea erezii și dezbinări. Și nu vor fi atunci, după cum au prezis ființii Părinți, oameni cu experiență și iscusiți în viața duhovnicească, nici pe prestorurile arhierești, nici în mănăstiri. De aceea, ereziile se vor răspândi pretutindeni și pe mulți vor amăgi. Frăjmașul neamului omenesc va lucra cu viclenie, ca să atragă nerezie. dacă este cu putință și pe cei aleși. El nu va respinge cu grosolănie dogma Sfintei Trăim, cea despre Dumnezeirea lui Isus Hristos, despre născătoarea de Dumnezeu, ci pe neobservate va începe să strâmbe predanisirile Sfinților Părinții primite de la Duhul Sfânt, învățătura bisericii însăși. Uneltirile vrăjmașului și rânduielile lui vor fi observate doar de puțini. De cei mai iscusiți în viața duhovnicească, ereticii vor prinde puterea asupra bisericii, vor pune slujitori de-ai lor și buna cuvință va fi nesocotită. Dar Dumnezeu nu va lăsa pe robii săi fără apărare și în neștiință. El a spus, după roadele lor îi veți cunoaște. La fel și tu, după roadele lor, adică după faptele ereticilor, să te străduiești, ai deosebi pe aceștia de păstorii cei adevărați. Aceștia sunt hoți duhovnicești care fură turma duhovnicească și nu intră prin uși în staulul oilor, ci sar pe aiurea, precum a zis Domnul, adică intră pe căi fără de lege nimicind prin silnicie rânduielile lui Dumnezeu. Domnul îi numește pe aceștia tâlhari. Monahii vor suferi o mare prigoană de la eretici și atunci viața duhovnicească va fi pângărită. Se vor împuțina mănăstirile și călugării, cei care vor rămâne vor fi asupriți, acești urători ai vieții monahicești ce poartă doar la suprafață chipul cu vioșiei, se vor sili să atragă călugării de partea lor, promițându-le o crotire și bunătăți vremelnice, iar cei ce nu se vor supune vor fi amenințați cu izgonirea. Din cauza acestor amenințări, cei slabi cu duhul vor fi foarte umiliți. Dacă vei ajunge aceste timpuri, fiul meu, bucură-te, pentru că atunci Celor credincioși care nu vor dori alte bunătăți, le vor fi gătite cu nuni doar pentru răbdarea în credință. După cuvântul Domnului, tot ceea ce va mărturisi pe mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu pe dânsul înaintea Tatălui meu, care le este în ceruri. Dinpreună cu erezia, va intra în mănăstire și dracul și atunci aceasta nu va mai fi sfântă mănăstire, ci simple ziduri. Să nu vă fie frică de necazuri, ci de obrăznicia ereticilor, ce se înverșunează să despartă pe om de Hristos, fapt pentru care Hristos a poruncit să-i socotim drept păgâni și vameși. Așadar, fiul meu, întărește-te prin harul lui Isus Hristos. Cu bucurie grăbește-te spre nevoințele mărturisirii dreptei credințe și rabdă suferințele, ca un bun ostaș al lui Hristos, care a zis, fii credincios până la moarte și îți voi da cu una vieții, căci lui, dinpreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, îi se cuvine slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Filocalia de la Optina volumul 1.